Când eram în clasa a 5-a, un băiat de la mine din clasă mi-a dat de Valentine's Day o inimioară făcută de el cu ajutorul surorii lui, la care și-au dat amândoi așa destul de multă silință și care era foarte drăguț, așa era acoperită cu hârtie creponată, așa avea o formă perfectă de inimioară și era decorată. Și a fost un gest care pe mine m-a impresionat și care m-a flatat. Și apoi acest băiat m-a întrebat dacă vreau să fiu prietena lui și eu am spus că nu vreau să fiu prietena lui, și îmi plăcea de el, dar credeam că sunt prea mică să am prieten. Și apoi, după ce am spus asta, a se purta foarte drăguț cu mine, a început să se poarte foarte, foarte nașpa cu mine. Facem gesturi mărețe pentru că ne place de cineva și vrem să-i arătăm asta. Simplu, nu? În acest episod vreau să vorbim despre gesturi mărețe și toate celelalte semnificații pe care ele le pot avea, la care eu m-am tot gândit de-a lungul timpului. Unele gesturi mărețe sunt făcute nu pentru cealaltă persoană neapărat, așa cum am crede despre ele, ci pentru tine. Știi, de exemplu, îți place de un băiat care stă în Cluj, dar mă rog, nu-ți place foarte tare de acest băiat, dar ai vrea să mergi la Cluj și n-ai fost niciodată la Cluj, deci mergi la Cluj de ziua acestui băiat ca să îi faci o bucurie, dar și ca să vezi oraș. Și așa, un soi de chestie semi-semi. Sau uneori faci gesturi mărețe pentru că ai chef să vadă lumea, nu știu ce dezinteresat dăruiești sau ce ușor pleacă de la tine gesturi de bunătate și de generozitate. Sau uneori faci gesturi mărețe pentru că știi că cealaltă persoană te place și îți place toată atenția pe care o primești de la persoana respectivă și atunci faci niște gesturi așa romantice ca să primești și mai multă atenție de la persoana respectivă. Și e așa un soi de joc care până la urmă ajunge într-un anumit punct în care lucrurile trebuie clarificate, like, hei, mă placi, eu te plac, tu mă placi, îmi dai toate aceste semnale, sunt aceste semnale egale cu lucrurile pe care le simțim unul față de celălalt. Cred că a face gesturi mari care nu reflectă felul în care simți o chestie un pic delicată cu care trebuie să avem grijă. Gesturi în mărețe pot fi făcute și ca parte dintr-o serie de acțiuni pe care le facem când suntem în prima noastră relație sau în primele noastre relații sau în prima noastră relație mai serioasă, ca să demonstrăm că suntem într-un cuplu adevărat și adult și matur care face lucrurile ca la carte. Imităm aceste cupluri adulte pe care le vedem în jurul nostru și ajungem să repetăm niște gesturi stereotipe, nu știu cum ar fi a da buchete super mari de trandafiri roșii sau a organiza cine super romantice sau a face super declarații de dragoste eternă când de fapt noi suntem împreună cu persoana respectivă de 3 săptămâni și ne place și nu ne place de ea, nu suntem încă siguri, dar această idee de cuplu, de noi suntem împreună și pentru că suntem împreună trebuie să facem X, Y și Z chestie, este mai puternică decât vocea din interior care ne spune eu simt asta. Gesturile mărețe apar sau sunt făcute uneori pentru a repara probleme care există într-o relație versus a discuta deschis despre probleme din acea relație sau versus a accepta că rezolvarea lucrurilor în acea relație se va face numai printr-o despărțire. Gesturi mărețe ca presiune pentru a face sex, gen, iată tot ce ți-am cumpărat de 8 martie. Cum mă răsplătești? Această componentă de bani, de cadouri valoroase, ideea că dacă tu ai ales să faci un cadou scump unei persoane, această persoană îți datorează ceva, este super dubioasă. Gesturi mărețe ca presiune pe cineva care nu te place. N-am înțeles niciodată de ce băieții de la mine din clasă care s-au purtat nașpa cu mine, în mod normal, apoi au venit la mine cu mărțișoare și flori sau cadouri mai scumpe. Mi-a dat întotdeauna așa o senzație de disconfort să
fiu nevoită să primesc lucruri de la ei. Era pentru mine un fel de a-mi submina puterea, de a-mi slăbi argumentele bune pe care eu le aveam pentru a spune că ei nu se poartă ok, de exemplu, în colectivul clasei sau cu fetele sau cu mine, pentru că, iată, ei acum mi-au dăruit ceva, deci sunt o persoană ok, nu? Deci eu sunt cea nașpa dacă nu accept acest cadou. Știți că acești băieți care se poartă nașpa există? Există în jurul nostru și în clase, am tot primit mesaje sau au scris în comentarii pe acest canal fete povești despre cum băieții le ating, le pipăie, le agresează, le vorbesc urât, se poartă nașpa cu ele. Aceste acțiuni nu sunt în ordine și nu este ok să crezi că le poți șterge cu un mărțișor sau o floare dat așa la semi de rută. De fapt, chiar acum eu sunt parte dintr-o campanie care se numește Mulțumesc pentru flori și care încearcă să pună lumină asupra acestei ipocrizii care apare, care se simte când ești copleșită în această perioadă ca fată sau ca femeie cu gesturi drăguțe de la băieți și bărbați care, în general, se poartă nașpa cu tine. Fie el acest nașpa pe plan social, de exemplu că atunci când este colegul tău în clasă, sau chestii structurale, de exemplu faptul că în România foarte multe femei sunt bătute și agresate de soții lor, faptul că femeile câștigă de obicei mai puțin decât bărbații, chiar dacă lucrează pe o poziție asemănătoare. Campania spune, mulțumesc pentru flori, dar vreau respect. Gesturi mărețe și apoi purtat nașpa. Chestia asta cu băieții cărora le place de tine și se poartă drăguț cu tine și apoi când tu le spui că nu-ți place de ei sau că sunt ok, dar nu vrei să fii cu ei sau așa și începi să se poarte foarte nașpa cu tine, este o chestie pe care am trăit-o de la acel moment din clasa 5-a cu băiatul cu inimioara încă de 1000 de ori în viața mea. Dacă te porți nașpa cu mine după ce ai făcut o serie de gesturi mărețe, asta mi-arată mie că instinctul meu a fost bun, că tu de fapt nu ești o persoană ok, că ai stat pe lângă mine și ai făcut toate aceste gesturi apăsat, drăguțe, pentru că voiai să obții ceva de la mine și că nu mă prețuiești de fapt ca persoană sau ca om mai departe de chestii pe care aș putea să ți le dau. Nimeni nu datorează nimănui și mai precis fetele nu datorează nimic băieților atunci când aceștia se poartă drăguț și normal cu ele. Este normal să te porți drăguț și normal cu toate persoanele din jurul tău, și cu fetele și cu băieții. Vedeți că în tot acest clip vorbesc mai degrabă de băieți ca cei care fac gesturi mărețe decât de fete. Cred că fetele sunt deseori atente sau precaute în a face gesturi mărețe pentru că se tem de o anumită chestie, să nu fie interpretate greșit. Mi s-a întâmplat în câteva rânduri să fac gesturi, nu mărețe, dar să spunem drăguțe, față de tipii cu care eram prietenă și apoi ei să interpreteze foarte mult în gestul meu și să se poarte foarte nașpa cu mine atunci când eu nu reacționez la același nivel ca reacția lor. Mai precis, nu știu, eu am făcut un gest drăguț, ei au crezut că mie îmi place de ei, eu le-am spus, nu-mi place de tine, putem să continuăm să fim prieteni ca până acum și ei s-au simțit atunci foarte respinși și au început să se poarte nașpa și violent cu mine. Este o chestie foarte subtilă și toxică care le poate face pe unele fete să aibă, în unele situații, să aibă senzația că trebuie să aibă grijă cum se poartă ca să nu dea semnale greșite. Deși cred că atunci când comunicăm și interacționăm unii cu alții, este responsabilitatea amândurora să încerce să comunice clar ceea ce simt și să interpreteze clar ceea ce li se comunică. Aș vrea să existe mai mult spațiu pentru fete să se poarte relaxat și prietenește cu băieții, fără ca băieții să interpreteze foarte mult în ceea ce fac fetele. Asta are legătură cu faptul că fetele și femeile sunt în societatea noastră foarte mult sexualizate și că există, din păcate, mai puțin băieți care își pot imagina să fie doar prieteni cu fetele. Cred că există această presiune pe băieți sau această idee că
fetele care sunt în jurul tău trebuie să îți devină și iubite. Gesturile mărețe pot fi și autodestructive, așa cum Romeo decide să se sinucide pentru că crede că Julieta a murit și apoi Julieta se sinucide când constată că Romeo a murit. Sau nu știu, așa cum Amy Winehouse, știți, pe cântăreața Amy Winehouse, povestește în documentarul despre viața ei că motivul pentru care ea, heroină, este că vrea să simtă lucrurile pe care le simte iubitul ei, în care ea, heroină, și ajunge să fie și ea dependentă. Bira poate fi, cred, foarte puternică, dar mai departe de această persoană minunată, pentru care simțim așa de multe lucruri, tu ești o persoană minunată, care are foarte mult potențial și care are o grămadă de chestii cool de făcut pe pământ și care nu ar trebui să își facă rău într-o astfel de direcție. Cred că, în general, faza cu gesturile mărețe este faptul că ele sunt o poartă pentru a fi rănit sau pentru a fi rănită. Dar asta nu este vina celelalte persoane. Pentru că, știi, atunci când facem un gest măreț, proiectăm o situație și proiectăm un ciclu de reacții pe care această persoană, de care nouă ne place, ar trebui să le aibă și ea nu le va avea, știi, nu fix așa cum ne imaginăm noi, pentru că este o altă persoană cu o viață interioară, cu o familie, cu griji, cu sentimente, cu așteptări, cu alte chestii de făcut astăzi când tu te-ai gândit să faci un gest măreț. Da, și tu faci aceste gesturi mărețe și ești rănit sau rănită, dar această persoană habar nu avea că tu simți toate aceste lucruri și nu este obligată să simți aceste lucruri înapoi. Cred că este o chestie pe care nu pot să o subliniez îndeajuns. Doar pentru că nouă ne place de cineva, nu înseamnă că acea persoană este obligată să îi placă înapoi de noi. În niciun caz. Gesturile mărețe sunt, cred, deseori atunci când tragem linie și o formă de nesiguranță de sine. Ați fi teamă că cineva nu o să te placă. Ați fi teamă ca spune: hei, asta sunt eu și îmi place de tine. Ție îți place de mine? Ați fi teamă ca spune asta nu este suficient. Că tu nu ești suficient. Că pentru ca eu să fiu suficientă trebuie să apar cu o inimă de 5 metri care de fapt să fie o parașută cu care să mă las să cad din aer până în grădina bunicii tale. Și atunci când aterizez să-ți dau un lănțișor de aur și un super ursuleț și nu mai știu, și încă un rucsac cu ciocolată. Și dacă nu îți place de mine, măcar ți-a plăcut toată acrobația cu parașuta și îți place ciocolata și atunci vei spune: da, vreau să fiu cu tine. Gesturile mărețe pot fi cool și cu adevărat magice, dar cred că pe termen lung, așa, ce este și mai cool este să poți merge la o persoană și să spui: hei, asta sunt eu, hai să discutăm, poate ne place unul de celălalt, și ca, indiferent de răspunsul pe care îl primești, să reușești să fii în continuare ok cu cealaltă persoană și să reușești să fii în continuare ok cu tine, știind că ești demn de a fi iubit și că îți ești îndeajuns. Cam atât pentru astăzi, mă bucur că sunteți alături de mine, vă doresc să aveți un 8 martie genial. Știu deja ce voi face de 8 martie anul viitor. 8 martie este o zi foarte politică în care femeile sunt aici pentru drepturile lor. Intrați pe pagina Sexul vs. Barza să aflați mai mult despre campania Mulțumesc pentru Flori. Dați aici share și subscribe, povestiți lumii despre canal. Muncesc foarte mult la aceste clipuri și îmi place foarte mult de voi și vreau să aveți mare, mare grijă de voi până data viitoare. V-am pupat!